pare că este marca de cosmetice cea mai dedicată femeilor. Dacă aveți produse de la această marcă și ce apreciați în mod deosebit? Acum când vorbim de mărci de cosmetice, numai de make-up. Trebuie să vă gândiți și la asta. Deci care mi se pare că e o marca care cu adevărat este dedicată consumatoarelor, femei. Hai să începem cu... Nu știu ce să spun. Nu, primul brand care îți vine. Pentru că chiar îl simți tu acolo. Lipit așa. Pentru mine cel mai important brand e cel la care găsesc un fond de ten care să mă mulțumesc. Așa, și care este? Borșa e ultimul meu fond de ten și momentan nu am de gând să-l schimb. Mm-hmm. Chiar sunt foarte mulțumită de el. Am căutat mult timp un fond de ten și accesibil ca preț și care să atingă tot ceea ce doresc eu. Da. Și din punctul ăsta de vedere, dar nu mai fond de ten am de la ei, dar sunt... Dar nu știu să zic așa, care este cel mai dedicat femeilor. Adică nu ai în minte. Nu am în minte. Și de produse de îngrijire. O să fie doar de orice. Nu-ți vine în minte. Bourjois și Bioderma. Aha. Bourjois și Bioderma ți se par a fi cel mai ok. A, Andreea? Ție care? Yves Rocher. Yves Rocher? Ți se pare... De ce ți se pare Yves Rocher că e dedicat consumatoarelor? Nu are foarte multe produse de femei. Îmi plac foarte mult gemurile de profitare. Sunt doar o mea unice să vin. Da. Și vine rău cu produse mai. Deci tu ești așa, da, legată de Yves Rocher. Maria, care crezi că este la mine? Este la mine. Așteptam să spune cineva asta. De ce? Au o gamă care acoperă aproape tot. Ce nu știu sigur dacă au genul de duș. Asta nu știu. Au extensiile de gamă la parfumuri. Dar au parfumuri, au creme de zi, de noapte, de ochi, seguri. Tot ce ține de make-up acoperă peste tot. Fond de ten cu acoperire mare, lejer și mai ales că eu și folosesc de la ei destule produse și sunt foarte bune. Sunt scumpe, da, mai ales pentru noi și pentru economia noastră, sunt scumpe. Da, pentru toată lumea. Vestești într-un fond de ten și îți scoți banii, dacă lucrezi și în domeniu, de 3 ori peste. Sunt bune. Eu dacă aș putea, nu mai este. Nu aș mai lua de la nicio altă firmă, nu mai ei. Pentru mine sufletul meu. Bun. Ana, care e brandul tău de suflet? Materie de produse de machiaj spune Maybelline, pentru că produsele sunt accesibile ca preț și mi se par bune calitativ. Și aș spune și Bourjois, pentru că, cum a spus și Anca, fondurile de ten chiar sunt bune și funcționează și în cazul meu. Ca produse de îngrijire, aici nu știu. Cred că la Roche Posay. Mm-hmm. La Roche Posay. Așa, Posay. Da, cam asta ar fi. Asta e care ți-a pare. Da, mi se pare foarte ok. Nu se poate așa. Adela, care ți se pare brand de suflet pentru tine? Ca produse de îngrijire, pe Last Choice. Cum am spus? O Last Choice. Da. Paula Ostrovesc Choice. Adică, dar nu e un brand așa cunoscut, dar l-am văzut că... Poate cunoscut la noi în țară, dar eu le folosesc din martie. Eu am o acne destul de puternică. Bine, acum nu mai am. Nu mai am datorită aceste produse. Dar sunt de dermocosmetici? 4 luni, da. Se găsesc la noi în România. Eu... tipă din Arad, cred. Are un blog, Pasagera, Timișoara, cu Timișoara. Ok, va avea și în septembrie acum un workshop aici despre modalități de îngrijire a tenului. Am fost la un workshop de lin. Și acolo am cumpărat produsele și trebuie să spun că trebuie să am îndrăgostit de ele pentru că sunt extraordinar de bune. Eu nu mai am acnee datorită lor. Și chiar... Nu aveam niște pustule destul de mari. Și am luat toată gama pentru ten gras și pot să spun că o utilizez zi de zi și nu aș mai folosi niciun alt produs de dermatocosmetic. Da, înțeles. Așa. Am luat choice pentru tine. Este, da, în top, pe locul întâi. Dar ca produse de make-up, acum depinde de ce punct de vedere vorbim. Pentru că dacă vorbim din punctul de vedere al prețului, să fie cât mai avantajos, într-adevăr, Bourjois,
și Maybelline sunt printre preferatele mele. Dacă vorbim din punct de vedere al gamei destul de larg, este Lauder într-adevăr. Este Lauder, Chanel, Guerlain, cam asta ar fi. Cosmina, pentru tine care e brandul de suflet? Primul nume care mi-a venit a fost Urban Decay. Ador farurile lor, primerul și cred că n-aș mai folosi alt brand dacă ar avea la noi toate produsele de make-up. Și unde îl găsești fără Urban Decay? Mi-a duce și mie cineva din afară. Ca asta, că nu sunt înțeleg. Nu, au fost două palete. De Crăciun de mine. Nu, mă rog și eu de persoane care plată în afară să ne aducă de ceva. Așa și ca brand pe partea de îngrijire avem mai accesibil și care îmi plac foarte mult este Lauder. Este Lauder. Așa, în grupul ăsta. Cred, ok, bun. Hai să vedem noi și ce marcă de cosmetice nu vă place și mai ales știți ce aș vrea să-mi spuneți, ce credeți să greșește marca respectivă în relație consumatoare. Nu neapărat că hai să fim serios și nu poți să lansezi un produs care să fie prost din startup. Poți să faci bun, dar să greșești ceva în relația pe care o ai cu consumatorii, nu știu, prin promovare, prin comunicare, gândiți-vă un pic pe zona asta. Care e brandul ăla pe care voi, când auziți de el, îl cam băgați așa, cam la colț, să zic așa. Hai să începem cu Paris Saks. Paris Saks? De ce? Am prima dată, când am început eu să lucrez în domeniu, mi-am cumpărat toată trusa, tot ce făcusem școala pe Paris Saks și am cumpărat tot ce am însemnat Paris Saks. Și nu-mi plac fardurile lor pentru că sunt foarte profoase. Ele arată foarte bine când le testezi și faci și așa mai departe, dar îmi plac. Cad în momentul în care le aplici și așa mai departe. Nu-mi place că au prețurile foarte mari comparativ cu calitatea produselor. Și nu prea își fac publicitate, să spunem, pe de altă parte. Că dacă, să spunem că ar acoperi puțin din faptul că produsele nu sunt chiar atât de bune. Dar sunt firme care fac asta. Produsele nu sunt atât de bune și atunci publicitatea le oferă posibilitatea de a vinde pentru și produsele acelea. Și da. Și ei sunt și slabi și nici nu prea vorbesc despre ei. Pare slab. Sunt onești. Andreea, un brand care nu-ți place, o marcă. Vichy. Vichy nu-ți place, de ce? Am avut probleme. Am încercat tot felul de mostre de la ei și mi-au plătat teme. Chiar am avut probleme. Și evitau și prețuri mari și fac reclamă degeaba din timp. Degeaba sunt dermatocosmetici, unde sunt în farmacie. Sunt cum ea, dar nu mi s-a făcut treaba, cred. Andreea, brandul care nu-ți place? Anca. Scuze, Andreea, dar mă chemă și Andreea, deci... Să-mi spune așa. Da. Am văzut și Oriflame, nu prea îmi plac. Mi se pare că nu fac ceea ce promit să facă. Am avut iritații de la parfumuri, cremele de mâini nu-și fac efectul, cremele de călcâie nu-și fac efectul, cel puțin la mine... Dar trebuie mai șapte plăni? Nu, am fost de fiecare dată, am încercat să mai dau o șansă și de fiecare dată am fost dezamăgită. Și evit să mai. Ia. Da. Cosmina, ce nu-ți place? Vichy. Niște. Așa. Nu aș băga niciodată cu alcoolul din produsele lor. Cum pun alcool pe față, cum umplu de coșuri, mă înroșesc și arăt ca o babă. Mi se lasă pielea. Oricum, ceva oribil de la produsele lor. Și pe partea de farduri, niciodată nu m-am apucat cu Maybelline. Se strâng, îmi plac, eu am plapele uleioase în 10 minute anatolibii. Și se strâng și nu sunt pigmentate, sunt bine desclipici. Și așa mai departe. Deci Vichy și Maybelline? Nu, sunt două branduri pe care nu le-aș cumpăra niciodată. Mulțumesc. Okay. Ana, ce rezultat? Miss Sporty. Totdeauna când aud de Miss Sporty mă gândesc la Bravo, că numai acolo vedeam reclame și... produse la 10 lei și de calitate de foarte proastă. Cam asta e. Și eu am avut experiențe foarte proaste cu Vichy, la fel vorba de nu mai probleme când mi-a provocat. Și în rest, la fel, nu-mi place ca o alcool și nu, prețul mi se pare exagerat și mi se pare. Ce-a văzut? Ei, nu-mi place.
maxim 10. Sunt de la Oriflame în clar, chiar dacă e așa. Dar Oriflame cât de cât acolo, mă, nici ceva, dar de la